tot! Din cauza ta, Flavie, din cauza ta. Flavie, o să mă las YouTube. Pupă bune, îmi faci iubitul să plângi. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super blană, pentru că astăzi o să filmăm un clip nou nouț cu iubita mea. Mua, iubita mea frumoasă. Hello, bună, salutare tuturor. Cu care am mai făcut un clip care a rupt efectiv, care a avut 600.000 de vizualizări, peste 600.000 de vizualizări și suntem recunoscători. Vă mulțumim foarte, foarte mult, vă pupăm. Și de asta astăzi o să facem un nou clip. Așa că dacă acest clip strânge mai multe like-uri decât a strâns clipul anterior cu noi, o să mai facem un clip. Mai facem un clip? Le mai dăm iubire un clip? Le mai dăm. Cât e cu clipul să le dăm la cei de bun, la cei de picanți? Și vor să ne vadă împreună. Chiar că la o poză cu noi am strâns 80.000 de like-uri pe Instagram. Dacă nu ne credeți, intrați pe Instagram-urile noastre pe care le aveți acolo în descriere și uitați-vă cu ochii voi. Și vă mulțumim mult de tot. Ne bucurăm că ne susțineți atât de frumos ca și cuplu. Deci eu nu știu câte like-uri avem noi la clipul anterior cu noi. Ia, 72.000 de like-uri. 72.000 de like-uri. Poate acest clip să strângă peste 72.000 de like-uri. Poate, Iubire? Poate. Câte like-uri strânge, Iubire? 100.000, peste 100.000. 100.000 de like-uri? Cred că am un preinfarct, Iubire. Ca acest clip să ajungă la cât mai multă lume, nu uitați să ne puneți pe story-ul vostru de pe Instagram, să ne dați acolo un tag și noi o să vă repostăm. Nu uitați ca în story-ul vostru să etichetați cât mai mulți prieteni ca să vadă cât mai mulți clipul acesta, iar noi o să vă repostăm la story și toată lumea o să facă mulți followeri. Guys, astăzi o să facem o chestie super nouă și super mega interesantă pe care nu am făcut-o absolut niciodată și sunt foarte, foarte curios cum mai va ieși, pentru că astăzi o să citim comentariile de hate. Da. Or să fie comentarii de hate și pentru mine și pentru iubita mea și pentru noi ca cuplu, pentru toată lumea o să fie comentarii. Cred că și pentru mama, nu știu de ce presimt eu, că cam presimt așa, dar cu siguranță nu voi fi afectat pentru că nu prea mă afectează pe mine comentariile de hate, așa că hai să trecem la treabă. Uite, ai zis ceva de mama ta? Da, nu ceva de mama mea. Nu e pentru mama ta, dar uite ce spune. Mami, pregătește-te că toți sfinții s-ar putea să... Nu-i pentru mama ta, e tot pentru tine. Tata, tu ești mai tare de suflet. Fii atent ce spune Mari Grigore. Mari Grigore, te ascult, Mari Grigore. Ți-a spus mama ta vreodată că ești de prost? Băi, sincer, de atâtea ori mi-a spus, dar prost m-am făcut, prost rămân, știi? Mama mi-a spus că ea știe că ea m-a făcut, știi? Da, Doamne ajută, adică... Iubire, sunt cam prost. Nu, Iubire, cum să zici că ești prost? Nu, cum să te jignești tu așa, suflet frumos? Cum să zici? E prea bună, ea, mă, e prea bună. Păi, ce zice Angelo? Ce zice Angelo? Michelangelo, ia să vedem pe Michelangelo. Bă! Bă! Urechi, alia, prinzi wifi. Băi, prietene, sincer vreau să spun că era bine aia prindeam Wi-Fi, tu stai seama, intram pe YouTube direct cu creierul, băi. Dar nu ai urechi mari. Nu, ești ca să o grinzi de tine. Iubire. Ba nu e adevărat. Nu e adevărat. Am niște urechi foarte, foarte normale, adică Dumbo, da. Cred că ar fi invidiosul mine. Let hold Z. Vedeți că totul e regizat. Nu e relație reală. Se vede din video. El dă să o pupe, ea se ferește. Mamă, băi fraților, băi, cum v-ați dat seama? Cum v-ați dat seama? E filmat? Ne filmează? Regizorul e bine? Luminile sunt ok? O să le pup acum. Ok. Am pupit de 100 de ori și vreau să-mi spuneți la finalul comentarii. În comentarii. Câți pupici? I-am dat. Guys, dată pentru totdeauna, lăsând la o parte miștourile și ironiile și glumele pe care le facem noi pentru divertismentul vostru, pentru a râde când vă uitați la clipurile astea și nu asta așa serios. Ce am vrut de mă noastră la un nou episod, ce sunt gata. Vreau să vă spun, eu, oficial și noi, vorbind în numele nostru, vreau să vă spun că relația noastră este pe cât posibil de reală. Noi ne iubim foarte mult, poate chiar mai mult ca niciodată în momentul ăsta, avem din ce în ce mai multă încredere unul în altul și... Mă simt din ce în ce mai fericit pe zi ce trece, că e iubita mea aici alături de mine. Suntem foarte, foarte, foarte bine și sunt foarte, foarte mândru de ea prin tot ce face. Apropo, nu uitați că iubita a postat o piesă nouă care e super, super blană, la care am făcut și reacție repede la dragoste, așa că intrați la
abonați-vă pe canal și ascultați piesa că e marfă. Și cel mai și cel mai important este că la noi nu este o simplă relație. La noi nu este o relație copilărească sau o relație din asta așa. La noi este o adevărată legătură care este mai strânsă ca oricând și mai puternică ca oricând. Și niciun comentariu de răutate, de hate, că dacă tot facem clipul ăsta nu ar putea vreodată să rupă acea legătură. Pentru că pentru noi comentariile de hate sunt la fel ca și țânțarii, sunt trecători. Cum să nu-l iubești? Cum să nu iubești așa om frumos și așa om minunat? Cum să nu ții atât de mult la el când el mă face mereu să râd și mereu pune un zâmbet pe fața mea, indiferent de situație, și îmi e tot timpul alături și... Nu mai spune că mă emoționez, încep aici să dau drumul la robinet. Următorul comentariu. Hai că m-am umplut acum de iubire ca să îmi dea cum cur acum. Florinel Dănuț. Florinel Puștu. Ia-mi-s. Ești prea disperat, frate. Parcă nu ai văzut femei vreodată în viața ta. Mai relaxează-te. Femei! Șeciu femei! Șeciu femei! Nici ea, ce ești domnul tine? Deci, Florinele, ca să dau așa o explicație mai pentru pe gustul tău așa cu analfabetisme din astea așa, vreau să-i zic așa ca de la cocalar la cocalar, vreau să-i zic că eu iubește foarte mult pe ea, nu este că n-am mai văzut femeie eu. Da, pentru că o iubește foarte, foarte mult pe ea, o îndrăgește așa de mult. Adică, vă rog eu frumos, încetați ceva. Zi iubită. Fii atent, vezi Daniel, pican, vezi că mai e puțin și te dai cu mai mult greș pe față decât ea. Mă rog, stai puțin, el a scris ca ea, corect, dragul meu, este decât ea. Bă, de vorbim că chiar mă dau cu fundă tine. Bă, chiar mă dau cu fundă tine, că îmi place. Și chiar eu îl dau, că chiar îmi place. Chiar că îi place, da? Nu, acum vă lăsăm toată gluma la o parte, zic înainte să fim haters, să știm puțină gramatică și să învățăm să scriem. Flavi Danciu. Danciu? Deja sună prost. Doamne, așa ești penibil, uite-te cum faci. Hai de frate. M-am hotărât. Din cauza ta, Flavi, din cauza, din cauza ta, Flavi, o să mă las de YouTube. Aici este că mă las de YouTube, iar aici este că nu mă las de YouTube și o să fac din ce în ce mai multe clipuri. Joi și sâmbătă de la ora 1 pe canalul meu de YouTube. Cosmi Andreea. Cosmi Andreea, stați că avem și fete, m-am crezut că numai băieții sunt hateri, dar... Ba, fetele sunt cele mai tinteri. Fetele vin de la tine și băieții de la mine, știi? Okay. Băieții te plac pe tine, fetele pe mine. Ba, măi, uștează și eu. Antonio. Poți fi și tu un om mai normal, atât de penibil, poți? Ce comportament urât ai. Să mă arăgea așa, dar dacă ai dreptate, tu ai dreptate, serios să zic. Păi băi, dacă aș fi normal, nu aș mai fi un de succes. Tu, mă înțelegi? O pământean acolo, ceva. Ești un pământean. Normalitatea nu este bună, copii. Exact. Trebuie să ieșiți mereu din peisaj, să fiți nebuni. Fiți voi, pentru că așa veți reuși în viață. Știu eu vorba, orice om are normalitatea lui, restul e nebunie. Exact. Și ce comportament urât? El care se comportă cel mai frumos. No, dacă și tu ai comportament urât, e clar. Let's go. A, pauză, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Au, deja sună prost rău de tot. Ce om obositor. Bă, trebuie să vă schimbați încărcătoarele, că vă cam descarc bateriile la telefon. Păi asta e și ideea, el e doza aia de nebunie. De care avea nevoie YouTube-ul ăsta românesc. Eu. Măi. Ia fi atent. Ia fi Ionuț. Punct. Da. Bibi, asta e pentru mine. Mamă, ia citesc pe asta, ia uite. Bibi, dacă ești ținută cu forța, clipește de 4 ori în următorul video. O să fac asta. Cred că au fost de 5 ori, dar cred că s-a prins el. Și-au dat seama, mami. Acum lasă-mă să-ți desfac brățara asta de care te țineam de picior. Ok, mersi. Aveți din amăstră cheia de la cătușe. Prizoniera mea, frumoasă. Agent Purple Cat. Agenta Purple Cat. Ia zi, ce ne-a zis Purple Cat-ul? What the fuck? Ce cringe ești, Antonio. Săraca, Bibi. Ita, pare rău. Să vă dați seama câtă putere de sine și câtă forță să ai să mă suporți în fiecare zi.
Ai, cum se zice asta, mă, iubire? Asta e pentru mine. Asta e pentru tine? Da. George.exe. Atenție că e program. E plată, boss. Băi, frate, măi, Georgică, sincer îți spun, chiar mi-aș dori din tot sufletul meu să fiu plată. Chiar mi-aș dori. Îmi place cum ești tu acum. Băi, George, nu știu ce să spun, dar în apărarea noastră eu am văzut mai multe comentarii cu băi, picare de unde ți-a luat bomba asta. Lincu Rareș. Să mor dacă îmi dau seama cine este băiatul din cuplul ăsta. Emoji de râs. Hai să vedem că a fost o glumă bună. Foarte proastă glumă. Nu înțeleg pentru cine e jinghirea, dacă e pentru mine sau pentru tine. Nu înțeleg nimic. Dacă m-a văzut pe mine, nu ai așa, făcând George m-a văzut plată. Am mai văzut cu fondul ăsta de atenție, că sunt văzut ăsta nebună. Society. Wait a second. Sorry for me. Peste 3 luni notificare de la Antonio Pica. Pica. V-am mințit. Și dacă ați ajuns la acest minut întâmplător, fără să vedeți ce a fost înainte, deși vă recomand să vă uitați la tot clipul, vă rog frumos să dați la minutul ăla în care vă explic totul, pentru că deja m-am săturat de o minciune, Cum ai putea vreodată să minți că iubești pe cineva? Dacă doar pentru aceste două cuvinte, doar pentru fan și... Dar cum facem că am trecut de mult peste astea 3 luni? Cum am trecut peste astea 3 luni? De 7 luni am trecut de astea 3 luni. Asta e pentru mine, mamă, e lung, cred că e cel mai lung. De la Cristiana Naidi. Deci, mamă, sperie numele ei. Cred că managerul te-a obligat să poziți în iubita lui. Așa e, mami, m-ai obligat? Sigur, te-am legat. M-a legat. Nu știu cum te-a lăsat tatăl tău să te vezi măcar cu el. Tati, cum ai lăsat să mă văd cu el? Doamne. Se vede pe fața ta că nu-ți place. Ai o față îngrozită de fiecare dată când te trage spre el, nasol. Unde te-ai prins, mă, Cristiana? Păi, Cristiana, Naidin, de la Aladin. Cum de te-ai prins tu că sunt eu așa obligată? Unii în comentarii vă spun că să mor, nu știu, cred că sunteți urmași de-a lui Einstein, dar aveți o minte sclipitoare, deci e așa de sclipitoare că e mată, să mor. E maxim. Florica Marie. Bibi nu știe că ești un mare vagabond. Să. Le spune la toate fetele casa, vila, ele, acasă. Mamă, ori casa, ori vila. Și acum să dau eu un răspuns. Ești vagabondul vieții mele. Da, da, am fost un vagabond. Dar am întâlnit o fată foarte, foarte frumoasă, un suflet minunat, care a reușit să mă schimbe, iar asta este mare lucru. Nu vreau să-l văd. Sneaky 2K. Fără tu. Dar încearcă să fii mai puțin cringe. Yo. Nu. Te rog. Mamă, Sneaky, ce doamne ar tu mai ai făcut? Ți-a zis? Că ești amă. Bine că-i cătușele. Cam strânge, poți să o desfaci un pic? Alin Gerasim. Băiatul ăsta are niște reacții de Doamne ferește. Zici că a ieșit de la un spital cu boli mentale. Aoleu, mai e? Nu, gata. Doar asta a fost bugetul, mă, Aline, mă, Alin. Mă dezamăgești, mă. Alin Vlad. Picam egal mai mult în călduri. Nu e adevărat. Borzos Bianca. Doamne, ce gură mare și urâtă are acest băiat. Urât și deformat. Fii atent. Deformat. Că nu i-a fost de ajuns că te-a jignit pe tine. A zis fetița noastră să zică ceva despre amândoi. Sunteți cei mai urâți. Sunteți. Iubire, ce-i? Nu poți să le înghiți? Nu intră, stai puțin. Să ai niște apă că poți. Sunteți cei mai urâți și antipatici oameni din lume. Vă urăsc!
Asta era haterul, mă. Vă urăsc ăla din sufletul ăla. Ia cu pâine, fata mea, să zic să plece. Guys, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un share pe Instagram, pe story, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Așa că dacă ne puneți acolo pe story și ne dați un tag, vă punem înapoi back pe story-urile noastre. Nu uitați să dați acolo mare, mare subscribe la iubita mea, pentru că este extraordinar de tare clipul pe care l-a postat iubita cu baloane cu heliu pe care le-am tras pe gură, bă, așa că intrați acolo să-l vedeți. Noi v-am pupat și până la data viitoare. Eu am fost Antonio. Eu Bibi. V-am pupat, pa! Pa!